Din cauza temperaturilor ridicate și lipsei îndelungate de precipitații, recolta de floarea soarelui și porumb este mai mică decât anul trecut. În acest moment, din cele aproape 50.000 de hectare cultivate cu porumb, mai sunt de recoltat aproximativ 2.000, astfel că situația nu se va schimba. Cam tot județul a fost afectat, procentul este cuprins între 60 și 80, chiar 85%. Fermele din centrul județului au avut într-adevăr un grad de afectare mult mai mare, deci 80-85%. Cultura porumbului avem în jur de 75% media pe județ, pe o suprafață de 46.478 de hectare. Iar la floarea soarelui, 55.000 de hectare cu un procent de 60%. Comparativ cu anul trecut, situația este cam asemănătoare, de fapt și producțiile sunt cam asemănătoare. Dacă anul trecut producția medie era de 2.100, anul acesta este de 2.000 de kilograme pe hectare. Nu același lucru putem spune despre producția de grâu, unde media recoltei a fost una mai bună decât în anul precedent. La grâu, producția a fost mai mare anul acesta, 3.200 de kilograme pe hectar, dar cultura grâului a fost mai puțin afectată de secetă. Pentru culturile afectate, fermierii așteaptă acum ajutor din partea statului pentru a mai acoperi o parte din pagube.